Noi detalii în scandalul de corupție al momentului. Cristian Paleru și Cornel Petreanu, doctorii de la Spitalul Marius Nasta, acuzați că ar fi luat mită, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Doi dintre cei mai cunoscuți doctori în chirurgia toracică din România aveau propria caracatiță, atenție, formată din medici rezidenți și anesteziști. Operau pacienți doar dacă primeau mită de sute de lei. Iar în cazul pacienților care nu aveau bani, ei bine, lor le cereau sticle de băutură, alimente sau chiar cupoanele de pensie. Pe averile imense ale celor doi a fost pus sechestru acum. Și haideți să vedem și despre ce sume vorbim. Îi luăm pe rând. În cazul doctorului Petreanu s-a instituit măsura sechestrului constând în indisponibilizarea bunurilor mobile și imobile și poprirea sumelor aflate în conturile bancare, până la sume de peste 2.355.000 de lei, aproape 75.000 de euro și peste 21.000 de dolari, 2.120 de franci elvețieni și 100 de lire sterline. Față de al doilea medic, Cristian Paleru, s-a instituit măsura sechestrului asupra sumelor de puțin peste 1.000 de euro, 9.130 de lei, 338 de dolari și puțin peste 1.000 de franci elvețieni, sume ridicate în urma efectuării unei percheziții domiciliare. Acum, pe durata anchetei, cei doi doctori vor avea interdicția de a profesa. Vă reamintesc și că ei nu sunt doar medici care tratează pacienți, sunt și profesori la facultate pentru viitorii medici. Ambii au calitatea academică de șefi de lucrări.